Bună tuturor și bine ați venit la un nou video! Așa cum v-am promis, avem un haul, un haul mixt de articole pe care le-am cumpărat în ultima perioadă, majoritatea ar fi de la reduceri, cu câteva excepții. Pentru tot ce mai găsesc, o să vă las link-uri în descriere, așa că dacă nu știu să vă spun acum, în timp ce vorbesc despre ele, exact ce preț au avut fiecare și așa mai departe, alte detalii, o să le găsiți în descriere, în bara cu descrieri. Dacă mai sunt disponibile și dacă le mai găsesc pe site, ar trebui să mai fie cel puțin cea mai mare parte, pentru că sunt, cum vă ziceam, articole cumpărate recent. Și dacă tot am făcut ceva shopping zilele astea, am zis să nu-l includ în vlog, să fac un haul separat și dacă tot fac haul-ul ăsta, am zis să mai includ și câteva articole pe care le-am cumpărat înainte să plec în vacanță. Deci undeva până pe la jumătatea lui iulie, ceva de genul ăsta. Și asta ar fi o parte dintre ele. Rochea asta de la Mango mi se pare absolut superbă, foarte feminină, foarte, mă rog, foarte expusă și nu merge chiar așa purtată la orice. Și mie îmi place să o port mai degrabă așa și cămașa este nouă, este de la Zara. O cămașă cropped, foarte simplă, cu mânecă scurtă și îmi place foarte mult contrastul pe care îl fac piesele astea două împreună, de asta îmi place să am mai purtat rochea asta și cu alte articole, dar mi se pare că se duceau într-o notă cumva prea romantică pentru stilul meu vestimentar și pentru look-ul actual, care ar trebui să fie unul mai fresh, mai urban, să zicem, în funcție de unde purtăm articolele respective, dar am ajuns la combinația asta, totuși gândindu-mă că este contrastul, cum ziceam, mai frumos între piesa asta care este foarte modernă, să zicem, foarte utilitary, așa, foarte urbană, dar nu e neapărat ceva foarte feminin și e și neagră și rochea asta care e foarte feminină, foarte romantică și cu broderia asta engleză și cu tot decupajul ăsta, totul este foarte, foarte feminin și ca să nu fiu foarte expus, dar în același timp să creez și contrastul ăsta, am zis că cea mai bună idee este o combinație de genul ăsta. Bine, în picioare acum am niște papuci albi, dar am mai purtat asta, o să las aici poze, în vacanță în Cipru cu sandalele tot albe, dar cu talpă neagră care sunt și se și înfășoară pe picior și mi se pare că la fel se făcea așa un joc frumos de alb-negru, alb-negru. Și da, cred că asta e combinația mea preferată. Bineînțeles că rochia poate fi purtată și de sine stătător, dacă avem unde să o purtăm și nu e prea așa, revealing pentru mediul unde suntem și putem să purtăm și cu foarte multe alte lucruri deasupra ca alternativă. E o rochie albă, flowy, relaxată, frumoasă, lejeră de vară, din bumbac, care merge accesorizată în vari feluri, numai că asta este momentan preferata mea. Deci, cum vă ziceam, rochia este de la Mango și asta, cămașa este de la Zara și astea sunt luate recent. Împreună cu rochia asta albă, am mai cumpărat o rochie portocalie. Simțeam nevoia de ceva timp să-mi întrecesc garderoba cu ceva portocaliu de vară. Că, mă rog, mai am și pentru sezonul rece, dar destul de puține, dar chiar vreau mai mult portocaliu corai în garderoba mea. Mi se pare o culoare foarte frumoasă, vibrantă, pozitivă. Și mi-a plăcut foarte mult rochea asta. E o roche simplă, o roche tub, fără mânești, fără bretele, fără absolut nimic din in, cu o singură despicătură într-o parte, care cam așa vine ea, până pe aici. Deci nu e nici foarte sus, nici foarte jos. Are un fermoar la spate. O să las imagini și cu ea, că, mă rog, și cu toate. Și dacă n-am făcut încă poze, o să inserez niște cadre cu ele probate cu un try-on. A, și pe asta am purtat-o în Cipru și mi-a plăcut foarte mult și la ea am accesorizat ceva cu mânecă, dar bineînțeles că se poate purta și fără absolut nicio problemă și chiar stă foarte bine, toată treaba asta se menține, adică are un elastic la spate pe care ai pus fermoarul, nu e doar un fermoar aici, este și o parte din elastic care nici nu arată foarte rău, arată chiar ok integrată și asigură că totul stă la locul lui și că nu cade rochea asta de pe tine. Am purtat-o și fără sutien, fără absolut nicio problemă, nu e nici măcar transparentă, cel puțin pentru, mă rog, sezonul estival și mers la mare și pe faleză, e absolut ok pentru mine, sigur. Dacă vreți, puteți să purtați un sutien fără bretele sau în genul acela de sutiene autoadezive pe care le-am lăudat eu foarte mult, pe cele de la H&M, alea sunt preferatele mele, care chiar stau
unde trebuie și își fac treaba. Dacă aveți nevoie de un pic de siguranță în plus și nu vă simțiți confortabil fără sutien, se poate purta cu așa ceva fără nicio problemă. Mi se pare foarte frumoasă, o piesă simplă, dar dintr-un material bun, cu o culoare puternică și de impact și care iarăși merge accesorizată în vari și felurite moduri. N-aș pune-o cu negru pentru că îi se pierde din valoare. Mi se pare că în combinație cu negru parcă lucrurile arată mai obosit așa și mai trist și nu strălucesc la fel cum sunt când sunt puse împreună cu alb, de exemplu, sau cu ceva culori deschise cu care se potrivesc. Portocaliu merge foarte bine și cu roz și cu mov și cu roșu. Sunt combinații foarte fericite care pot fi făcute împreună și chiar o să mai explorez și eu pe zona asta, că e, cum vă ziceam, destul de nouă. De exemplu, uite așa, cu o cămașă lila, ce frumos ar veni. Sigur, cămașa asta e un pic cam mare, ar trebui suflecată și cumva legată în talie ca să facem ceva potrivit, dar ca și idee de cromatică mi se pare că vine foarte, foarte frumos. Și cam asta este cu Mango, articolele de la Mango pe care le-am luat pentru Cipru, special pentru Cipru. Am zis că am nevoie de ceva noutăți în garderoba mea. Sigur că am purtat în draci și rochile de anii trecuți și le tot port pe repeat, dar am avut nevoie și de ceva nou și un pic de împrospătare așa în garderoba mea de vacanță. Am mai luat tot înainte să plec și n-am apucat încă să port, dar cred că v-am arătat-o într-un vlog, această rochie de denim alb de la Stradivarius. Este cu mânecă scurtă, este, mă rog, relativ scurtă, dar nu foarte scurtă, are o lungime destul de bună. Are și un cordon în talie, dar cred că l-am rătăcit momentan sau l-am pus împreună cu curelele. Vă ziceam că încă n-am purtat-o pentru că mi se pare că e destul de groasă. Cred că săptămâna asta s-ar putea să reușesc pentru că s-a mai răcorit puțin. Cam asta este. Mi-a plăcut foarte mult materialul, culoarea. Mi-a plăcut că are tighelele astea maro și mi se pare așa un touch de bun gust și rafinament. Și cam asta este. Mi-am luat o măsură mai mare, mi-am luat-o L, pentru că mi s-a părut că sunt coloite foarte mic și celelalte cam pocneau pe mine. Nu prea îmi iau L în general la haine. A, astea sunt M, amândouă. Și asta și asta sunt M și la asta aș fi simțit nevoia să-mi iau un S, pentru că se lasă puțin și a trebuit să prind bretelele la spate ca să stea așa cum stă acum. Deci aș fi simțit nevoia acum, dacă mi-aș recumpăra, o mi-aș cumpăra un S. De la caz la caz, eu cred că sunt un pic între măsuri. Am mai pus câteva kilograme în vacanță, e adevărat, și trebuie să le dau jos. Dar oricum, asta era înainte de vacanță și mi-am luat deja un L, pentru că am simțit nevoia să respir în ea și mi s-a părut că M-ul nu e ce trebuie și în principiu cam e croit-o mic. Cam asta e cu Stradivarius. De la Zara am luat niște pantaloni chiar înainte să plec, dar nici pe ăștia nu i-am portat pentru că nu prea sunt ei chiar de vară. Aștept toamna cu răbdare, nu mă grăbesc nicăieri, îmi place vara foarte mult, nu vreau să renunț la ea încă. La temperatură aș mai renunța puțin, dar la sezonul estival și tot ce înseamnă el și ce presupune în afară de temperaturi, eu nu, încă nu sunt pregătită să renunț. Așa că, da, așteptăm fără grabă sezonul. Îmi plac foarte mult, îmi place cum sunt croiți, îmi place că au aici un pic parte peste parte. Au fost reduși, vă ziceam, ăștia sunt măsura M. Au fost reduși la 129,90 de la 189,90. Îmi vin bine și ca lungime. Sunt una dintre puținele perechi pe care nu trebuie să le scurtez și sunt foarte fericită. E tot un fel de, nu știu că e neapărat denim, dar au un aspect de denim, să zicem. Cu toate că materialul e ceva destul de, care cade greu așa și e ca, simte ca un liocel mai greu sau ceva de genul ăsta, nu știu exact ce este, nu m-am uitat, dar mă rog, pentru niște pantaloni de toamnă-iarnă se simt bine. Am mai găsit ceva ce căutam, chiar căutam și am văzut că au apărut foarte multe la Zara, tot la Zara suntem.
această treabă croșetată, o bluză croșetată, un fel de hanorac croșetat cu găurele. Este o piesă de vară, bineînțeles, nu se poate purta toamna-iarna că murim de frig în ea. Sigur că și vara, dacă e prea cald, murim de cald în ea. Deci e bună pentru temperaturi așa intermediare, undeva până în 30 de grade sau eventual pentru o seară, unde o punem peste ceva, peste un top fără mâneci, peste... chiar un sutien care se poate vedea și care arată bine, o bustieră, ceva. E o piesă frumoasă și pe care de-abia aștept să încep să mă pun așa la treabă, să o integrez în ținute. Asta e măsura S. Și ce mi-a plăcut la ea față de altele, care are un plus, este că are și o glugă. Și gluga este acum foarte în ascensiune, în trendurile de toamna asta, mă rog, care încep acum, și a fost 159,90, poate că e mult pentru o piesă cu multe găuri, dar mi-a plăcut și cum se simte materialul și culoarea care e un pic mai deosebită și faptul că are glugă. Și oricum sunt foarte, foarte multe piese de genul ăsta, mai ales la Zara am văzut deocamdată, presupun că o să înceapă să apară peste tot. Cred că am mai văzut și la Pull&Bear, dar nu m-a convins nimic, nici din ce era la Zara, nu pot să spun că am zis că m-am entuziasmat așa un pic la fiecare, că am văzut că au început să apară, dar mi-am zis, mă mai gândesc, nu o să mi le iau chiar pe toate acum, mă gândesc un pic înainte să văd ce aleg dintre ele, dar trebuie să mă gândesc repede că s-ar putea să și dispară așa cum au apărut. Astea sunt bune și seara la mare, pe plajă, dacă ieși, pui peste costumul de baie sau peste o rochie de vară, dacă e puțin mai răcoare sau nu, chiar dacă nu e foarte răcoare, doar așa ca aspect pentru seară, arată foarte frumos, zic eu. Și am mai găsit și o piesă prețioasă, așa, un metalic. Au și din astea foarte multe, tot la Zara, dar și asta e tot S, 189,90. Da, mi se pare destul de mult, dar mi-a plăcut cum arată. Mi-a plăcut foarte mult culoarea, pentru că erau multe argintii și aurii. Asta mi s-a părut o variantă cumva mai discretă, mai purtabilă. Are un fermoar pe mijloc. Evident, nu se poartă fără nimic pe dedesubt, se poartă peste ceva, dar se poate purta iarăși peste o rochie tub sau peste ceva mulat sau peste un top. Și da, așa, o notă de interes ținutei. Se poartă în continuare foarte mult metalicele, parcă am văzut mai multe acum în magazine decât până acum, din ce în ce mai multe apar. Vari forme. Se poartă și plasele și transparențele, cum sunt și asta și cealaltă, pentru că au găurele. Dar, da, e o combinație foarte fericită de element în trend cu care pe care îl putem adăuga la o ținută simplă, clasică, casual, cât se poate de universală și de clasică și să o aducem cumva, să-i dăm așa un vibe mai fresh și un touch așa de modernitate, dacă vrem să integrăm un element de trend într-o garderobă clasică, cam asta ar fi ideea. Mi-a plăcut foarte mult și v-am zis, în primul rând culoarea. Au și alte culori, au foarte mult argintiu și ceva auriu, au și genți, au și tot felul de accesorii, dar nu toate mi se par de bun gust, nu toate nuanțele mi-au plăcut foarte mult, unele sunt destul de țipătoare și de stridente, altele sunt ok și chiar dacă sunt țipătoare sunt ok așa cum sunt, dar eu cred că în viața mea se potrivește mai bine o piesă de genul ăsta, mi se pare mult mai portabilă și mai ușor de integrat în ținute, un pic lucioasă, dar mult mai discretă decât altele. Tot de la Zara am luat o cămașă albă de in, care nu cred că mai are nevoie de alte explicații, e o cămașă albă din in. Ce mi-a plăcut mie la asta, față de altele, este mâneca asta, care e cumva, mă rog, lungă spre 3 sferturi sau 3 sferturi spre lungă și cade frumos, nu trebuie suflecată, e suficient de lejeră, nu se prinde cu o manșetă, nu te constrânge cu nimic, este cât se poate de lejeră și de purtabilă în ținute de vară, fără absolut nicio problemă. Și mi-a plăcut și că are buzunare. Și dacă are buzunare, pentru mine asta înseamnă că, mă rog, sigur că e transparentă, dacă are buzunare, pentru mine asta înseamnă că pot să o port fără sutien, fără nicio problemă, că practic e o dublură, dacă nu chiar
triplură aici, care asigură că nu se vede nimic în zona sânilor și pot să stau relaxată și să nu fiu nevoită să-mi pun un sutien sau un maiou pe dedesubt. Bineînțeles că pot să-mi pun un maiou pe dedesubt, asta chiar o să fac și fac în general cu cămășile albe, dar pot să o port dacă vreau să fac asta și pe, direct pe piele. Și, de fapt, eu pe asta am luat-o după ce cumpărasem de la H&M această pereche de pantaloni din... ăștia nu sunt chiar din in 100%, e o combinație de in cu ceva. Acum, dacă și găsesc, ar fi foarte bine. Da, in și văscoză. Și căptușala buzunarului din poliester și bumbac, mă rog, asta nu prea contează foarte mult. Deci este 50% in și 40% văscoză, ceea ce e foarte ok. Înseamnă că se și șifonează mai puțin, văscoza asta modernă este foarte bine făcută și respiră bine pielea în ea și corpul și nu te încingi. Și nu știu ce a fost în mintea mea, sincer, de nu mi-am luat până acum această pereche de pantaloni. Sincer, i-am tot văzut și pe negru și pe alb, nu știu dacă mai au și alte culori, dar negru și alb am tot văzut în magazine, am zis, ok, bine, ce să zic, mare brânză, o pereche de pantaloni scurt de in. Am crezut că sunt prea scurți, dar nu sunt, adică au o lungime, cel puțin pe mine, absolut decentă. Nu sunt atât de scurți încât să devină o problemă, să mă simt inconfortabil, să arăt mai mult decât mi-aș dori să arăt. Și da, mi-a plăcut cum ar veni cu această cămașă. Sigur că mai am cămașe albe, sigur că pot să-i port și cu foarte multe alte lucruri, nu numai cu o cămașă albă, dar când am văzut cămașa asta, imediat după ce am luat pe ea, hai să facem un set. Mai am și alte cămăși din in, dar asta mi-a plăcut mai mult, v-am zis din ce motive, pe motiv de buzunare și de mâneci. Mai am și cu mânecă scurtă, unele mai vechi tot de la Zara, cred că ei le scot așa periodic și sunt tot timpul prin magazine. Pe asta am purtat-o deja și nu mai știu ce preț are, dar vi le las în descriere pe toate și pe ăștia la fel. Sau, ba nu, nu mai este. Oricum, am avut noroc să mai găsesc, tot S am luat. Cu toate că, în principiu, la pantaloni aș putea să-mi iau un M, dar la ăștia mi-am luat un S, că sunt cris destul de lejer și vin foarte bine așa. Și cam asta este, au și buzunare și na, avem un set de vară în continuare, pentru că încă e vară, da? Și oricum, dacă nu contează foarte mult, că și vara viitoare o să pot să le port liniștită, că e ceva care nu se demodează în mod clar. Aici mai am o rochie, tot de la H&M, o rochie destul de lungă vine ea, așa un pic până pe la jumătatea gambei. O rochie tub, mulată, tricotată, cam așa arată materialul de aproape, zic eu, foarte bine, cu macaroanele astea. Se simte natural, se simte bine, nu m-am uitat la compoziție, dar se simte plăcut la atingere și nu mă încing în ea. Am purtat-o deja, duminica trecută, da. Cred că a apărut în ultimul vlog. Și pe asta pot să port ca atare, dacă mă simt așa confortabil cu formele mele sau dacă vreau să mă ascund pe aici, pe acolo, pot să mai pun deasupra o cămașă. Am purtat-o cu o cămașă alta, dar am mai luat și o altă cămașă pe care vreau să vă arăt. Pe asta am luat-o într-o mărime M, că mi s-a părut că nu vreau să fie... Adică este mulată, dar nu vreau să se întindă pe mine. Vreau să mă țină așa cum mă ține, nu să se și întindă, să pară că stă să crape. Asta este de la Zara, am uitat de ea, adică era împreună cu rochia și de asta am uitat de ea, măsura S, o cămașă, care inițial eu am zis că e din in, dar de fapt este dintr-un material numit ramie, nu știu, așa se scrie, habar n-am ce e, cum se citește, ramie, habar n-am. Are o mânecă lungă, dar foarte lejeră, este lunguță, adică acoperă, mă, vine până pe la genunchi, așa să zicem. Și asta mi-a plăcut la ea, că are o altă lungime față de celelalte și se poate purta mai frumos, zic eu, la un pantalon scurt sau la un pantalon mai strâmt sau la o pereche de jeans mai strâmți sau, mă rog, la colanți, dacă purtați colanți. Eu nu
sport colanți pe stradă, nu-mi place ideea asta, dar știu că este ceva ce se poartă foarte mult și asta deasupra ar veni foarte decent, zic eu. Are niște detalii frumoase, are aici o... nu știu dacă e neapărat broderie, dar cusătura asta lăsată așa, are o culoare interesantă și spunea că s-a folosit la ea un proces special de vopsire care o lasă așa, arătând așa culoarea. Și, mă rog, cam atâta. Nu m-am interesat în legătură cu materialul, v-am zis, am crezut că e din in, punând așa mâna pe ea și uitându-mă doar la cum arată, dar o să mă interesez acum, dacă o fi vreo porcărie, să mă iertați și o să vă las în descriere sau pe aici pe ecran. Tot de la H&M am mai luat, că am avut așa o fixație pe dungi de data asta, tura asta de shopping, am găsit o fustă așa, care vine pe mine destul de lungă, vine chiar până pe pământ așa, dar pe care poți să o porci ca pe rochie, bineînțeles, că este absolut dreaptă de sus până jos, bine, poate puțin mai e o lejeră aici, în partea de sus, dar da, este o rochie, după cum vedeți, tub, tot așa tricotată, la fel ca cealaltă. Cred că e puțin mai plină, ca material mai densă decât cealaltă și un pic mai groasă. Mi-a plăcut foarte mult, îmi plac fustele în genul ăsta. Și, cum vă ziceam, pot să o port și pe post de roche. Aici avem și o etichetă. Asta e S, pe asta am luat-o S. Nu, adică mi s-a părut croită mai larg decât rochia și nu țipă pe mine, chiar dacă e S. 105 RON. Și... asta, acest maieu, care împreună cu fusta, nu știu de ce am lăsat-o deoparte, arată potențial ca o rochie, așa, într-un fel de degrade, începând de la închis până la deschis și dungile astea cumva s-ar continua neregulat, arată foarte interesant și chiar le-am probat împreună așa și aveau un efect de rochie. Asta e un maieu tot S, 70% viscoza mi-a sărit în ochi aici pe etichetă, 85 de lei. Și un maieu de genul ăsta e foarte bun în orice anotimp. Se poate purta și în sezonul rece, pe sub sacouri, pe sub plovere, pe sub orice. Și e plin, adică nu e genul de maieu de vară care e exclusiv pentru vară, un in sau un bumbac sau un ceva care să ții pe vară. Fiind așa, cu aspectul ăsta, e foarte, foarte potrivit și pentru vară și pentru anotimpurile mai reci. Și eu, da, vine foarte frumos, are un decolteu destul de amplu, dar nu indecent și îmi place foarte mult cum se simte, cum are ținuta asta destul de bățoasă așa și de închegat, adică nu e ceva care să se lăbărțeze și care să arate nasol, arată bine, are ținută. Cam asta este și mai am o singură piesă vestimentară care nu e mare brânză și încă un accesoriu vestimentar. Treaba asta de la Pull&Bear, pe care am luat-o, după cum vedeți, chiar acum are și etichetă și tot, este un fel de, nici nu știu cum să-i spun sincer, un bolero, na, cu mâneci așa, largi, nu neapărat fluture, dar largi. Am luat-o măsura ML pentru că XS nu mai era, era la reducere, era deja redusă, era la a doua reducere și am luat-o cu 39,90 de lei, deci 40 de lei pentru treaba asta. Pare un material destul de natural și mie îmi plac astea să pun peste maieuri, peste o rochie, să mai acopăr, să mai ajustez, să mai fac un pic de styling, să adaug așa elemente înținute fără să mă înciing și plus că e mai interesantă decât o eșarfă, știi? Adică pot să pun eșarfă pe umeri ca să mă apere de soare dacă umblu foarte mult prin soare sau pot să pun treaba asta, care e deja o piesă vestimentară și mai închegată, stă locului și poate arată un pic mai bine. Mi-a plăcut care aspectul ăsta așa foarte natural și foarte, mă rog, și de vară și de, să zicem, vacanță, dar nu neapărat și în principal care un aspect natural și griul ăsta, bineînțeles că merge la orice. Deci nu e ea cine știe ce în sine, dar merge ca accesoriu pentru alte lucruri și ca piesă care să mă ajute la un styling pentru alte ținute și alte articole. Și mai am o geantă. Mai am gentuța asta pe care probabil că ați zărit-o în vlog.
cred că am purtat-o duminică, este, zic eu, o bijuterie. Nu știu dacă se vede, o să mă apropii cât pot de mult. Da, cred că se vede. Cât de moale e pielea asta. E o piele mănușă, efectiv. Este absolut mănușă. Astea nu rămân așa. Se mișcă și se întorc. Da, aveau pe culoarea asta, care vedeți că e un fel de gri foarte deschis sau ceva de genul ăsta, adică nu e crem, nu merge spre o zonă caldă, merge spre o zonă rece de a nuanței. E un fel de gri foarte deschis sau unt spre gri, ceva de genul. Are, bineînțeles, și o baretă care să o facă purtabilă, că eu nu pot să merg cu geanta în mână, adică oricât mi-ar plăcea aspectul ei doar așa, eu nu pot să merg cu geanta în mână și poate mai am nevoie de mână și pentru altceva. Așa că o purtăm așa, în felul ăsta, în bandulieră, poștaș și gata. Se închide aici cu o capsă. E adevărat că nu are mai multă închidere de atâta, pe de altă parte nici nu e foarte ușor să bagi mâna aici, adică nu e ca și cum ai putea să nu-ți dai seama când îți bagă cineva mâna în geantă. Deci mi se pare destul de sigură și mi-a plăcut că arată efectiv ca o bomboană, ca o bijuterie. Și asta, culoarea asta era redusă, am luat-o cu ceva de genul 100 de lei. Da. Și cea neagră, la fel ca ea, că am mai văzut doar neagră, nu știu dacă mai au și alte culori pe site, dar în magazin, în promenada de unde am luat-o eu, mai aveau neagră, aia nu era redusă, dar oricum era și ea undeva sub 200 de lei, deci. Și este foarte încăpătoare, adică sunt multe lucruri aici, vă rog să mă credeți. Cam astea sunt. A, și era să uit că de la Zara am mai luat și o curea, așa. Tot în ideea că am nevoie de o curea cu un aspect mai natural, dar ea iese din sfoară, numai că are aici, ia să mă dau eu la o parte, are aici ceva piatră, ceva care imită marmura sau ceva de genul ăsta și mi-a plăcut foarte mult, iarăși, contrastul ăsta dintre ceva puțin mai dur, dar mai prețios și ceva foarte natural, cum este partea asta. E ușor elastică, dar fără să se ducă prea mult. E, mă rog, măsura 80 și mai avea 85. A fost destul de scumpă, a fost 99-90, 100 de lei, practic. Mi se pare destul de mult, pe de altă parte mi-a plăcut foarte mult cum arată și mi se pare o combinație pe care n-am mai văzut-o și nu știu acum mai găsesc neapărat în altă parte ca atare. Mai aveam eu o curea așa mai cu un aspect mai natural, dar era fără acul ăsta și pe mine mă enervează că dacă nu pot să înfig acul ăsta în ea, se duce, se deschide și n-am făcut nimic. Îmi trebuie ceva care să stea pe loc, să stea acolo unde am pus-o și cum am pus-o. Și nu să se plimbe peste tot. Mă rog, acum degeaba vă arăt eu așa, că nu se înțelege mare lucru. Dar cam asta ar fi aspectul ei. N-aș purta-o neapărat la alb. Deși depinde, dar nu cred că se pune în valoare cel mai bine la alb. Și asta este. Cu asta chiar am încheiat. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți dacă v-au plăcut, dacă v-am inspirat, dacă v-am deschis așa apetitul. Sigur că nu, v-am mai zis, eu nu vreau să încurajez shoppingul excesiv, dar mi se pare că uneori avem nevoie așa de un refresh în garderobă și sunt câteva piese, deci sincer, din tot ce mi-am cumpărat acum, 90% cel puțin o să le port mulți ani de acum încolo, pentru că sunt piese universale, sunt piese clasice, sunt piese care sunt acum în trend, dar sunt purtabile și peste foarte mulți ani de acum încolo și asta îmi place foarte mult la moda de acum și tot la tot trendul ăsta de, mă rog, quiet luxury sau cum putem să-i zicem și vrem să-i zicem, este faptul că sunt piese foarte purtabile și care ne rămân în garderobă și dacă investim acum în ele, că sunt ele în trend și sunt peste tot și sunt mult mai disponibile și le găsim peste tot, o să le avem oricum multă vreme în garderobă și probabil că o să ne plictisim de ele sau o să fie așa uzate moral, dar putem să le lăsăm o vreme și să revenim la ele peste ani de zile și o să fie la fel de portabile și croiel care nu se demodează și imprime care nu se demodează, dungile care sunt tot timpul la modă și sunt, mă rog, sunt tot timpul la fel de portabile ca articolele uni, nu e un print care să fie demodat, să zici că vai, nu se mai poartă dungile anul ăsta. Asta nu s-a întâmplat niciodată, chiar dacă nu mai sunt în trend așa cum au fost,
tot o să se poarte în continuare, pentru că e un imprimeu clasic, la fel ca bulinele și ca, și ca rourile până la urmă. Deci tot ce găsim în magazin, nu tot, dar foarte mult din ce găsim în magazin în perioada asta și se încadrează în trendul ăsta, cumva mai minimalist, mai simplu, mai understated și rafinament de calitate, de bun gust și fără să fie foarte evident și flashy. Eu zic că merită investit, dacă într-adevăr sunt piese și din materiale bune și de calitate reală, nu doar par așa. Dacă într-adevăr e și calitate acolo, eu zic că merită investit în ele, pentru că o să ne rămână multă vreme de acum încolo. Și, cum ziceam, totul e ciclic, nu? Adică mai revenim la ele, le mai lăsăm când ni se pare că am obosit și că le-am purtat prea mult, după aia iar le reluăm și tot așa. Dar măcar sunt niște piese pe care putem să le păstrăm acolo și să nu zicem peste câteva luni, eu, ce-a fost în mintea mea, știi? Vă aștept în comentarii, vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până aici, v-am pupat și ne vedem în video următor.